Avem un lanț de 24 de ochiuri. Vom începe primul rând cu piciorușe mari. Primul picioruș mare se face în al patrulea ochi de pe lanț. Continuăm cu piciorușe mari până la ultimele 3 ochiuri de pe lanț. Facem încă un picioruș mare, după care ne mai rămân 2 ochiuri pe lanț. Acest picioruș mare roz îl vom finaliza cu următoarea, cu cea de-a doua culoare. Lăsăm 2 bucle pe croșetă. Luăm firul muștar, facem o buclă, întrecem croșeta și finalizăm piciorușul mare roz cu această nouă culoare. Luăm jeteu și efectuăm ultimele 2 piciorușe mari de pe rând. Arată primul rând. Facem 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și lucrăm 2 piciorușe mari în următoarele 2 ochiuri. Însă, pe al doilea nu-l vom finaliza. La fel, păstrăm 2 bucle pe croșetă pentru a-l încheia cu prima culoare. Tragem firul roz și încheiem piciorușul. Continuăm cu piciorușe mari până la capătul rândului. La capăt, croșetăm din nou un lanț de 3 ochiuri, întoarcem, sărim peste primul ochi, continuăm cu piciorușe mari până când mai avem de lucrat 5 piciorușe. Observăm că pe primul rând am făcut 2 piciorușe mari de culoare galbenă, pe următorul avem 3 piciorușe mari, unul este format din lanț, iar pe al treilea rând vom avea 5. Practic, din 2 în 2 rânduri, înmulțim, mai adunăm încă 2 piciorușe, deci pe rândurile impare vom avea un plus de 2 piciorușe, iar pe cele pare un plus de 1 piciorușe. Ultimele 5 piciorușe le vom face cu culoare muștar, însă ultimul picioruș roz îl încheiem schimbând firul. Unu, doi, trei, 4. Ultimul picioruș se face direct în lanț. Lanț de 3. Întoarcem. Pe rândul din spatele lucrului vom crește cu un picioruș muștar, deci vom avea 6 piciorușe muștari. Primul deja e făcut din lanț, sărim primul ochi, continuăm cu al doilea picioruș mare, trei,
4, 5, 6. Schimbăm iar culoarea înainte de finalizarea celui de-al șaselea picioruș. Continuăm cu piciorușe roz până la capătul rândului. Lanț de 3. Întoarcem lucrul și revenim iar pe fața lucrului. Avem 6 piciorușe mari galbene. Deci pe rândul de pe față vom mai aduna încă 2, în total 8 piciorușe galbene. Continuăm cu piciorușe roz până la ultimele 8 ochiuri. Înainte de a face cele 8 piciorușe muștar, schimbăm culoarea la ultimul picioruș roz. Finalizăm cu această nuanță. Pe următorul rând vom avea 9 piciorușe muștar, pentru că ne aflăm pe spatele lucrului și așa cum am zis, pe spate vom crește doar cu un singur picioruș din noua nuanță. Repetăm această procedură până la ultimul rând. Pentru că am ajuns la lungimea de 13 cm, m-am oprit înainte de a termina diagonala.